Școlile din Târgu Jiu primesc cea mai mare finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Liceul Ion Mincu va beneficia de cele mai mari sume pentru o reabilitare completă, menită să reducă din consumul de energie electrică și termică. Noi așteptăm aprobările deja pentru a se finanța aceste obiective. Am avut în vedere, în primul rând, unitățile de învățământ nereabilitate în trecut pe bugetul local sau pe fondurile guvernamentale, sau completare la lucrările existente. Ca și valoare, cea mai mare valoare în acest moment pe fondurile PNRR sunt alocate colegiului Ion Mincu, care are o clădire foarte mare, are o sală de mese și baza sportivă și sala de sport. Spirul Hared la fel va beneficia de investiții pe PNRR pentru reabilitarea căminului, a sălii de sport și a cantinei. Colegiul Ecaterina Teodoroiu de asemenea intră pe reabilitare în totalitate cu clădirea principală. Mai sunt câteva grădinițe care la fel sunt prinse pe acest proiect cu finanțare europeană. Totodată, mai multe unități locative din Târgu Jiu vor beneficia de fonduri, tot din PNRR, pentru reabilitare termică. Am introdus 7 blocuri proprietate privată pentru reabilitare termică și energetică. Sunt edificii pe care le-am luat în calcul, ținând cont de axa de finanțare aprobată. Fiecare localitate din Gorj poate beneficia de fonduri prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru reabilitarea imobilelor aflate în patrimoniu.